Hei, salut, eu sunt Lemnaru și uitați ce directă notificare am primit aici, un nou Brawler Nani. Go. A, și putem să-l cumpărăm. Da, nu putem să-l și... A, mă gândeam că-l primim și noi pe rate să-l folosim. Dacă nu-l avem pe Nani, nu-i nicio problemă, pentru că astăzi jucăm cu 8-bit. Încercăm cu el să vedem cum e, ce face, ce se întâmplă cu el. Luăm și bănuții ăștia să-i avem, perfect. Nu l-am mai jucat până acum pe 8-bit. Uite, e new. Și sunt curios cum este. Și am zis, ok, hai să îl jucăm împreună. Sper că auziți muzica, nu-mi dau seama dacă auziți sau nu. Și o să trecem la fel prin fiecare mod. Văd că deja au scos Hot Zone, probabil nu juca lumea. Începem frumos cu un jab grab. Să vedem despre ce e vorba, nici nu știu ce face superului. A, trebuia să citesc și eu mai întâi ce fac puterile lui. Oricum, pare că trage destul de interesant. Dă-i. Trage multe hituri într-o singură direcție. A, perfect, am scăpat de acolo la fix. Și acum dă mână ăștia de peste drum. Ah. Vreau să-i văd superul. Adică știu ce face superul, că l-am mai văzut, mai mi-a picat mie. Dar nu știu exact ce-mi dă special. Wow, pare că dăm mult damage într-o direcție. Uitați-vă și voi, două hituri i-a dat ăla. Și ce mișto se aude. Oh, săracul Bull. Ba, mă, deci mi se pare, nu știu, mi se pare foarte OP, da. După părerea mea, toți sunt OP la început, pentru că, nu știu, cred că sunt inamicii destul de slăbuți sau ceva. Băi, nu muri acolo. Am luat eu gemurile ca să pot să fac cu ele. Mamă, ne-au omorât pe toți. Ăla, ce face, mă, El Primo? Nu știu, probabil e mai nou ceva, nu știe să joace chiar așa de bine. Și acum ne-au luat ei toate gemurile, da. Trebuie să-l omor, hai să-l omor pe ăsta. Că dacă-l omor, perfect. E tot ce aveam nevoie. Care e ăla cu multe? A, se ascunde aici, a? Bine, că Bull n-are chiar așa de multe. Ba da, le avea pe toate. Perfecto, hai, omoară-l și pe ăla. La fix m-a aruncat chestia aia. N-am vrut să mă arunc pe ea, dar dacă s-a nimerit, s-a nimerit. Uite, uite, deci tu, ăla a pierdut. Cum mă să stai cu 10 gemuri acolo în față? Da, se vede că sunt începători ăștia. De fiecare dată când am un brawler nou, pic cu începători. Că probabil mă consideră și pe mine începător. Uite, ăștia mai știu să joace. A, degeaba l-am omorât că avea ăla 10 gemuri. Băi, n-am avut echipă bună. Primul meci cu el și primul defeat. Ah, o să mai încercăm o dată la jab grab mai încolo. Hai să-l jucăm la Showdown Duo, modul care îmi place mie cel mai mult. Hai să vedem, poate aici e ceva mai bun, pic și eu cu un coechipier mai bun. Dacă nu, o dau frumos pe solo, că acolo știu că singur și clar câștig. Hai să luăm cutia asta. Ce mișto, distruge cutia asta din 3 hituri aproape. Bine, dacă l-a upgradez o dată, o distruge imediat. Ia. Partenerul meu ce face? S-a dus în centru. Mi se pare totuși că merge puțin cam greu. Ia, se alergă ea. Perfect. Dei. Încă puțin, gata. Ah, nu pot să cred. Cu ce puțină viață a scăpat. Nasol. Bun, hai să stăm aici pe centru. Te văd, El Primo. Dei. Perfect. Mamă, 3 power-ups de la el. Și vine Rosa. Ne-am pus superul jos ca să ne mai dea puțină putere. A, iar n-am citit ce face superul ăla. Oh, uite acolo. Săracii au doar cât un power-up fiecare. Adică unul are un power-up, unul n-are niciunul. GG, era logică să câștigăm. Hai să citim ce face superul ăsta mai exact ca să știm
Știm bine, uite că nu l-am făcut rank 2, nu e nicio problemă. Îmi pare rău, nu putem să jucăm acum asta, să le opresc cu totul. Deci, intrăm pe tine. Și unde vedem noi ce putere ai? Uite aici, zice aici. Superul ce face. Damage booster. Ok, deci mărește damage-ul cu 30%. Foarte mișto. Foarte tare. Mamă, păi e bun ăsta, dacă stai în chestia aia și tragi, îi rupe inamici. Hai să încercăm și niște fotbal aici, modul care vă place vouă cel mai mult. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like pentru 8-bit. Hai. Cam fraierii e așa că au venit toți pe centru. Ce l-am eliminat pe ăla. Mamă, și-a dat gol deja Gale. Avem Gale în echipă. Foarte tare. Papanita. Ce fraier că și-au distrus cutiile alea din față. Bravo, Gale. Chiar ai rupt aici. Tot eu am fost star player. Foarte bine. Eu mă bucur că star player, dar sincer nu prea meritam așa. E mișto că e și evenimentul ăsta de îndublează tokenurile. Hai să vedem ce mai avem. Mai avem solo showdown. Am zis că mai jucăm un jab grab și mai avem și haste. Hai băgăm un solo acum ca să vedem și la solo cum e, dacă mă descurc singurel cu el sau poate m-a ajutat că echipierul atunci prea mult și de asta nu-mi dau seama cum e. De-aia zic că o să câștigăm destul de ușor. I-am foarte amuzant sound-ul pe care îl scoate. Ei, lasă-mi cutia, te rog. Băi, mi-a luat cutia, nu pot să cred. Va trebui să mor pentru asta. De ce nu trage mine? Gata. Mi-am recuperat. Uite ăla vreau să-l iau. Hai să-l fac repede, că nu cred că-l prinde o travă asta. Hai. Perfect. Mai sunt doar 5 brawler rămași. Uite, de ce nu ia power-ups alea? Trebuia să le ia mai devreme. Mai e doar Nita asta. Hai după ea. GG. N-ai unde să scapi Nita. Mamă, dar voi vedeți ce range mare are? What? Am topit-o pe aia. Are un range foarte mare ăsta. Mamă, îmi place. Chiar îmi place. Cred că devine preferatul meu mai nou. Și jucăm mai des cu el. Rank score, mamă, 44. Mi-a dat în total. Ia să vedem. Bam. Am zis că tot cu el. Jucăm la haste, da? Și pe urmă mai jucăm un jab grab. Pentru că l-am pierdut pe la datorită cu echipierilor. Da, știu. Dau vina pe ei. Hai să vedem dacă aici e bun, că aici trebuie să... ar fi mișto să punem superul acolo în bază la ei și să dăm în safe-ul lor cu superul. Ăștia cred că sunt vizibili în boscheți sau care-i faza? Nu vreau să mă... Mi s-a deconectat, nu pot să cred. Am tras la plesnela acolo, că mi se deconectase. Nu vedem nimica, uite-l pe ăla acolo. Vreau să mă duc să le dau un save. Stai așa că mai am puțină viață, hai să-i dăm lui Dynamite ăsta. M-a dobărât. Nu-i nimica, oricum mai are 26% echipa, să zic că mă hărat aici puțin. Dar uite, mi se deconectează și de ce, că-s pe Wi-Fi. Ce se întâmplă? O fi de la joc, vor fi intrat prea mulți. Nu știu, nu. M-a bătut, dar nu-i nimica. Oricum câștigăm. Lejer câștigăm. Perfect, stă Dynamite acolo să-l protejeze. Noi avem deja un coechipier care, uite, i-a lăsat 10% viață. Ala. De ce mă așteptai acolo?
GG, eu l-am dobărât. Yay! Îmi place, chiar îmi place asta. Hai să-l jucăm și la Jeep Grab, pentru că am pierdut atunci cu el. Coin Showdown Event. Măi, ce-o fi chestia aia? Eu nu știu. A, uite, mi-adaug aici niște... A, acum îmi dă și coins de fiecare dată când câștig, pentru că e un event. Foarte tare, păi o să joc mai mult, că cam duc lipsă de bănuți de ea, am nevoie de mai mulți. Da, hai să vedem. Let's go! Reload-ul are destul de decent de încărcat. Mai ales că da așa multă viață. Hai să punem noi asta aici. Să vedem acum care mai vrea să vină pe noi. L-am eliminat pe ăla. Săraci, nici nu se apropie, le e frică. Da, mă, dar cu riscul că muriți, tot trebuie să încercați să câștigați, nu? Ce se aruncă Brock pe acolo, se distrează? Hai. Ah, a murit. S-a întâmplat echipament, de ce n-a luat gemurile acolo? Mă rog, oricum avem 9. Adică cred că e o victorie mai mult ca sigur, foarte ușoară. Gata, avem 10. E timpul să fugim, Broke. Eu zic că nu e o idee bună să stăm pe aici, dacă tu vrei, stăm. Hai, trage acolo. M-au păcălit. Mamă, da, au murit amândoi săracii. Cu o singură rachetă. GG. Easy. Bravo, Broke. Deci chiar îmi place 8-byte ăsta. Yay, mi-a dat 30 tokens și 30 de bănuți. Vrei să mai jucăm unul cu el? Hai să mai jucăm unul cu el. Îmi pare eu că încă nu pot să joc la boss, dar hai să jucăm la Showdown Duo. De ce nu? La solo am câștigat lejer, bine, și aici am câștigat tot lejer. Dar hai să încercăm să-l facem level mai mare. Bine, o să mai mă joc eu să-l fac level mai mare. Dar nu știu de ce câteodată mi se deconectează internetul, așa, random, total. Hai să vedem, vine pe la spate, l-am ratat cu toate, nu contează, hai. A încercat el acolo o schimbă, ceva, dar n-a reușit. Hai să le luăm pe astea, da. Perfect, mamă, avem 4. Am încercat să dau acolo el primul. Opa, îmi pare rău, power-ups astea sunt ale mele. Și ale tale sunt ale mele. A mai rămas o singură echipă. Uite, vine pe la spate. Încearcă să-mi distrugă power-up, dar mai am unul. Mai am un super. Perfect. Și acum a mai rămas doar Bull, care e în partea cealaltă. Dar hai să mai luăm câteva power-ups de astea așa de... Nu știu, să fie aici cât mai multe, cu cât mai multe, cu atât mai mult damage. Mamă, și mai stăm și în superul nostru. Cum dați seama ce rupem? Așteaptă-l că o să vină el în centru. Nu? Cine ne grăbește? Unde s-a dus el primul? Săracul el primul s-a dus să se sinucidă că nu mai putea, nu mai făcea față. Bun, am câștigat! Yeah! Foarte tare. Hai să mai jucăm un singur meci, promit că e ultimul. Doar ca să-l facem level up. Jucăm tot la modul ăsta de joc. Să vedem dacă reușim să câștigăm. Dar cred că câștigăm, nu? Hai să vedem. Nu uitați, dacă vă place acest episod, să apăsați butonul ăla de like. Să facem, nu știu, 800 de like-uri. Pentru că e 8-bit. Cred că da. Hai să facem 800 de like-uri. Știam eu că ești pe acolo. Pam, pam. Săracul ăla ce gelată. Și el primul. Showdown deja? Foarte bine.
Ăla și-a dat supra pe... ca să ia power-ups. Mă rog, fiecare cu ale lui. Ups, unul l-am eliminat. Trebuie să încercăm să luăm power-ups ale să nu murim în același timp. Gata, hai că le-am luat. GG! Bravo, măi, Dynamike! Bun, păi eu am fost Lemnaru, nu uita să vă dați subscribe și like. El a fost 8-bit. Voi sunteți cei mai tari și v-am pupat.